Cum să ne comportăm când cineva ne laude pentru o faptă bună pe care am făcut-o? Asta ce ziceam cumva și, sigur, am pomenit-o pe Maica Siloana, Dumnezeu să o odihnească, că ne e dor de aici, Maica Macrina. Da. Avea așa o perspectivă, nu știu cum să spun, echilibrată. Ea, pentru mine, făcea legătura între părinții din vechime și noi, cei de astăzi, adică traducea frumos, în sensul că mi-ar fi greu să spun acum o sândire de sine, nu? Adică asta e că, oricât, vă mărturisesc, oricât aș vrea, nu-mi iese. Numai dacă dă Domnul câteodată, știți așa, dezvine pur și simplu și să zici, dar nu din aia, nu dintr-o criză emoțională, să zici că prăpădiți în ultimul din lumea asta și mă paște deznădește, știți că asta e stare emoțională, nu-i duhovnicească și de asta mi-e frică. Oricum, de zona emoțională mie mi-e frică, n-am zis nimic despre ea, dar vă mărturisesc că mi-e mai frică decât de minte. Deci că nu e prea multă rațiune, mie mi-e frică de emoții, de omul emoție. Că omul emoție face dezastre. Că nu e în stare să, cum să spun, să-și organizeze viața sub nicio formă. Și apoi de-aia ziceam că, deci nu în sensul acesta că la un moment dat cădem într-o groapă de asta așa emoțională și zicem, nu sunt în stare de nimic, nici servici n-am, nici aia, ultimul din lumea asta. Păi ultimul din lumea asta care se poate termina grav, adică cu simțământul ăsta, dacă nu ești atent, te prăbușești de numai, nu asta. De asta zic, o sândire de sine numai când dă Domnul un pic de har, așa ca să... Că e un paradox, o sândire de sine trebuie să meargă cu foarte multă încredere în Dumnezeu. Și dacă n-ai încredere în Dumnezeu și numai o sândire de sine, se numește deznădejde. Deznădejde în care nu mai poți ieși. Nu mă refer neapărat, nu intru acum în zona aceasta psihologică, ci zic în zona cumva duhovnicească, chedia aceea care te paralizează. Și atunci n-aș zice o sândire de sine așa, numai atunci când o dă Dumnezeu și cumva cineva să ne poate coordona. Dar mai degrabă asta ce spuneam, mulțumire. Când vezi că faci un lucru bine, că acum e evident, nu vezi știi foarte bine să vorbești limba engleză. E un dar de la Dumnezeu, că doar zice Sfântul Pavel acolo, darul limbilor. Nu, ești medic, e un dar de la Dumnezeu. Ești creativ, nu știu, ești inginer, e un dar de la Dumnezeu. Dar nu uita în fiecare moment când faci ceva și când cineva zice de bine, îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ai făcut cu mine. Într-una spune, îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ai făcut cu mine. Când îi mulțumești lui Dumnezeu o formă de smerenie, că înțelegi că nu tu, sau nu datorită ție, puterea nu se află în tine pentru ceea ce ești tu acolo. Tu ai muncit. Dar dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat dar cu limbile străine, că am pornit de acolo, nu? Mai vorbesc cu unii alții, că preasfințite, eu nu pot să învăț engleză, nu pot. Și el cred că nu poate, că nu are darul acesta, știți? Și învață un picuț ca să se descurce în aeroport și așa, dar nu poate să meargă mai departe. Adică să, în schimb, sunt unii că după ce învață două limbi, mai învață și trei, că dar e floare la ureche, că merge așa de la sine. Ăsta e dar de la Dumnezeu. Am dat un exemplu, dar orice zonă. Și atunci, e evident că e dar de la Dumnezeu și cum am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Și cumva, dacă pe lângă mulțumirea asta mai poți să te și prihănești un pic în sensul ăsta că ești tu bun lingvist, dar nu ești cel mai bun lingvist. Ești tu inginer, dar nu ești cel mai bun inginer. Adică un pic să mai strecori acolo, să nu te consideri chiar pe locul întâi, că na, concurența nu e prea bună în viața duhovnicească, nu e prea bună deloc, adică nu e bună deloc, nu? Concurență cu noi înșine, eventual nici asta, că ai cu... Mă rog, cum se numește asta, cu autosuficiență, așa, mai perfecțiune, autoperfecțiune. Dar în sensul acesta, deci mulțumire cumva asta aș vedea și o mică prihănire, așa, Doamne, mă cred că am primul, dar nu sunt primul, iartă-mă pentru asta. Acum sunt bun, mi-ai dat dar nu sunt, eu așa mi se pare că sunt tot în frunte, că primul, că așa ar trebui, că eu le știu, că uite ce-a făcut ăla și cum le-aș fi făcut eu și apoi când te pune Dumnezeu să le faci tu, vezi că nu e chiar așa.